Raportul de informare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice în ultimele 24 de ore, respectiv în intervalul 16 ianuarie ora 8, 17 ianuarie ora 7, prezintă situația meteorologică. Temperaturile aerului au avut valori după cum urmează: la Piatra Neamț minus 3 grade, în municipiul Roman minus 2 grade, în Târgu Neamț minus 1 grad și pe vârful Toaca în Ceahlău minus 7 grade. Viteza vântului a fost la Piatra Neamț de 7 km pe oră, la Roman 12 km pe oră, la Târgu Neamț 2,5 km pe oră, iar pe vârful Toaca 30 de km pe oră. Grosimea stratului de zăpadă măsoară la Piatra Neamț 15 cm, ca și la Roman, la Târgu Neamț 8 cm, iar pe vârful Toaca 80 de cm. Nu sunt în vigoare atenționări sau avertizări hidrologice. Coada lacului Izvorul Muntelui este înghețată și de la viaductul din Poiana Largului până la 200 de metri de barajul de Topoliceni, pe o lungime de 5 km, tronsonul prezintă în continuare aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 10 cm și 2 metri. Secția Neamț a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a acționat în ultimele 24 de ore cu 15 lucrători și 15 utilaje pentru dezăpezire și împrăștiere de material antiderapant pe 7 sectoare de drum. Drumurile naționale au suprafețe uscate în general, dar alternează și porțiuni umede. Nu sunt drumuri naționale blocate, închise, ori cu circulația restricționată. Utilajele operatorilor care se ocupă de dezăpezirea drumurilor județene au acționat cu 19 lucrători și 7 utilaje pe 10 sectoare de drumuri județene. Drumurile județene sunt în continuare acoperite de zăpadă frământată și bătătorită. Nu sunt drumuri județene, însă blocate, închise sau cu circulația îngreunată. Pentru prevenirea decesului prin hipotermie, în centrele de asistență socială pentru primirea persoanelor fără adăpost, au fost cazate în ultimile 24 de ore 69 de persoane, la Piatra Neamț 35, la Roman 7, la Roznov 8, la Târgu Neamț 19. În perioada de ieri până astăzi dimineață nu au fost localități nealimentate cu energie electrică. Prognoza meteo în județ până mâine, vineri, la ora 8, este următoarea: vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cerul va fi variabil, vântul va avea intensificări pe crestele montane, unde va atinge viteze de 70-80 de km pe oră. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 4 și 7 grade, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și minus 3 grade.